Da, ne-am întors. Silvia la Petroșani, așa cum ți-am promis, ești în direct. Da, bună seara și felicitări pentru emisiunea noastră. Săruna, stai un pic, Silvia, stai o secundă, te rog frumos. Am primit un mesaj, care e dramatic mesajul, care spune cât de tare continuă lovitura de stat începută în 1989, cât de mare și puternică este mafia din România și cum sănătatea se va privatiza în folosul străinilor în curând. Se fac pași rapizi pentru privatizarea sistemului românesc de sănătate. Adică, în traducere, cine are bani trăiește în România, va trăi, cine nu, să moară în chinuri. Asta e o traducere rapidă. Da, Silvia, iartă-mă. Da, nu știu, părerea mea nu e chiar așa. Eu am avut probleme acum 2 ani cu soțul meu și am fost la Fundeni și vreau să vă spun că a fost cazul foarte grav, ceva la tiroidă și după operația a durat 12 ore, am vorbit cu doctorii, a fost o echipă foarte bună, n-au vrut să-mi ia nimic. Bravo! Și nu era că nu aveam bani. Silvica, eu cred că doctorul Silvia, să și uită la om. Și dacă vrea să ia, să-i dea omul, îi dă, dacă nu, nu. Vreau și eu nu ceva. Cred, auzi, și dă domnul Runca. Silvia, la, da. Fundeni, la Fundeni, la Institutul Oncologic, da? Da, da, da. Da. Vreau să spun că în pauză, uite, da. Asta mi-e Sfânta Cruce, în pauză, nu contează cine, că nu vreau să fie identificabil, un coleg foarte important în echipa noastră la B1 mi-a povestit ce a pățit maică-sa la același Institut Oncologic. Mama lui, Dumnezeu să-i dea putere, are cancer. Și trebuia să facă chimioterapie. Și s-a dus să facă chimioterapie și aia care trebuiau să-i facă, i-a spus, auzi, cu coană, nu mai avem ce să salvăm brela mata, nu mai cheltuim bani, nu mai nu știu ce. Fisul, adică ăsta, colegul meu, băi, ei sunteți nebuni, e mama, fac orice. Bine, bă, dacă faci orice, du-te la... Și i-a dat numele firmei private unde lucra javra aia de medic și acolo a costat-o pe femeie 5.000 de euro... A vândut, nu contează ce, a făcut rost de bani și femeia trăiește. Și trăiește de foarte mult timp. Dacă era după javră, era moartă de mult. Asta la IOB, la Institutul Oncologic București, unde spui tu, la Fundeni. Da. Da. Eu nu spun că tu minți, nu, și tu spui adevărul nu, și nu, el. Jur. Să spun, de ce. Să spun de ce, pentru că în sistemul medical din România sunt și medici minunați. Da. Sunt și oameni de mare ispravă, da? Da, da. Acum te ascult, iartă-mă. Da. Nu mi-amintesc numele doctorului, deci nu l-aș da. Nu, eu unul îl urez. După cum vezi, nici eu n-am dat nume. Da, 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 da. Dar nu contează, deci vă spun sincer, m-am ținut după ei, un tupeu. Bine, deci, e nu perfect. Ai vrut să le dai șpagă? Da, nu am vrut să primească, nu. Nu te întreb cât, te întreb așa, de unde știi ce valoare trebuia să aibă șpaga? De unde știi? Păi știți cum se vorbește în saloane, întrebi cât așa, dai. Așa te rog, bravo. 5 milioane bani vechi era. Așa. Adică 500. Întrebare. Da. Cine e de vină că în toate spitalele, în toate în saloane lumea se vorbește ce lumea spui? Lumea din saloane care uite așa dă zvonul ăsta și spune, eu am dat, eu am făcut, eu am... Nu. Eu așa cred, părerea mea. Am avut o experiență și la spital la Petroșani. Am fost la Timișoara, de exemplu, a plecat soțul meu foarte rău de acolo, a venit acasă, a făcut septicemie. Bine. Și deci un vinovatul... doctor simplu de la Petroșani mi l-a salvat. Stai așa puțin. Vinovatul, în opinia ta, este cine? Păi, eu nu știu cine dă sau cine. Eu zic așa, doctorul se uită și la om și nu cred că are tupeul ăsta să ceară. Eu nu cred nici de domnul Lucan că a cerut. Eu cred că... Nu crezi de doctorul Lucan că ce? Că a cerut bani, eu nu cred. Am înțeles, e dreptul tău. S-ar putea să ai dreptate, s-ar putea să nu fi cerut. S-ar putea să-i fi dat oamenii bani sau s-ar putea să nu-i fi dat nimeni niciun ban. I-a dat, i-a dat, sigur, sunt convinsă că i-a dat. Dar a vrut omul, eu nu cred că i-a pus unghia la gât sau i-a spus, domnule, mi-aduce atât. Nu cred, nu știu de ce, nu am cred. Am înțeles, nu. Am înțeles. Asta este. Crezi deci că... am avut atâtea experiențe. Ultima întrebare, pentru că ești o femeie, din păcate spun că ești o femeie cu experiență în ceea ce privește sistemul sanitar. Consider că nivelul de salarizare al medicilor, al sistemului medical, asistente, bracandieri, liftieri, medici, sistemul ăsta de plăți ale salariilor, nu sistemul, nivelul de salarizare este un factor care influențează nenorocirile astea la care s-a ajuns? Cred că după nivelul de trai de la noi din țară, salariile ce le au, eu cred că sunt bune. Eu am 520 de lei pensie și am 34 de ani lucrat. De dacă sunt bune salariile, de ce pleacă pe capete medici afară? Pentru că dincolo câștigă 4-5 mii de euro. A, deci acolo salariile cât de cât bune. Da. Ia gândiți-vă la pensia mea și la salariul unui doctor. Cât poate să mănânce doctorul ăla și cât pot să mănânc eu? Cinstit acum. Ce meserie ai? Am lucrat telefonistă, electronistă, electrician. Iartă-mă că te întreb fără să te superi pe mine și dacă te superi să-ți dea Dumnezeu sănătate. Între tine care spui Ciolnița, cabina 3, facem legătura și bagi o fișe. Și Brădișteanu sau Burnei, care desfac cu copiii, îi fac piese de schimb, îi pun la loc și îi trimit sănătoși acasă. Crezi că se compară pe bune o telefonistă cu un chirurg de excepție? Nu, normal că nu. Am crezut că spui, dar, dacă... Nu. Mă nici nu. Dar măcar un sfert din sfertul ăla să aibă și... Am un sfert din sfertul ăla. Știi unde ai tu dreptate?
Da. Sau, mă rog, nu, n-ai dreptate, n-ai dreptate. Eu am fost și sunt îngrozit de nivelul de salarizare al medicilor de la unitățile de primiri urgențe. Ăia care, la care se duc oamenii cu accidente, cu topoare în cap, cu cuțite între omoplați, cu ăia acolo, care, de fapt, ăia sunt primii care salvează vieți de oameni, abia după aia ajungi pe masa profesorului să te opereze marele profesor. Și cum trece, că vine acolo nebun care ia și la bătaie și... Ei, ăia au, ăia la UPU, la UPU, peste tot în România au o viață mizerabilă și salarii pe măsură, deși sunt primii salvatori de vieți. Le dedic celor de la UPU din toată România emisiunea de azi. Mergem mai departe, bună seara! La turnul Severin, salut, Viorele! Bună seara, domnul Bardu! Cum ți se pare cazul, cum ți se pare unde a ajuns cazul Lucan? Domnule Bardu, cazul Lucan a ajuns din cauza sistemului. Întâi și întâi, un medic trebuie plătit bine, începând de la 1.000 de euro până la 3.000 de euro, ca cât poate țara noastră. Dar un medic care lucrează într-un spital nu mai are ce căuta în privat, domnule Barbu. Că aici e șmecheria. La noi văd că în țara asta nu se mai poate. Lumea nu mai încape cum averi peste averi, 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 nu mai și-au nebunit. Fii atent aici, ascultă-mă ce spun. Și tu și ceilalți. În mare parte, sistemul de medicină privat din România, sistemul privat, este o uriașă căpușe pe asta sistemul de stat. Să nu-ți imaginezi, cu mici excepții, ca să nu merg la tribunal cu nimeni, cu mici excepții, unitățile medicale, unitățile spitalicești, clinicile private, sunt niște uriașe căpușe, niște nemernicii pe spatele sistemului de stat. Cum explică? Tu te-ai gândit, fii atent aici, tu te-ai gândit de ce la privat aproape niciodată nu se fac operații complicate? N-ai să vezi! De ce? Pentru, spun eu, operațiile complicate costă foarte mult și de ce să le fac eu în clinica mea, în blocul meu operator, care nu are toate dotările pe care le are, fundeniul pe care le... Și nu-l trimit mai bine pe fraierul meu de la privat, iau banii la privat și îl operez la stat? Nu mai bine așa? Nu mai bine iau eu, cum este acuzat Lucan? Iau aparatura de la stat, o duc la mine, operez pe aparatura statului? V-am dat telefon ca să vă spun... Da? Că tocmai astăzi am vorbit cu un fost pacient al lui Lucan. Așa. Într-adevăr, ia cu șapca bani. Nu, atenție, nu știu dacă spui adevărul. S-ar putea să nu spui adevărul, nu știu. Pe inimă vă spun adevărul, că nu v-am dat telefon. Să vă spun. Alo. Da, te ascult, da. Și nu l-a tratat pe pacient, pacientul a murit la Timișoara și chiar am spus tatălui, omule, du-te și cere-i banii, că dacă nu, să-l dai să-l vadă toată țara, să-l dai la ziar, pentru că a fost, o fi salvat multe vieți și o să mai salveze, dar să-i spun niciunul prag. Băiete, vrei să trăiești cu clinica ta, trăiești cu clinica ta, numai ce căuta la spitalul statului și așa s-a rezolvat problema. Că dacă nu, ei niciodată nu se vor mai satura, cum nu se satură în cerția de politică. Și aș vrea, domnul Barbu, că v-am prins acum, să faceți o emisiune cu alegerile din România. În nicio țară nu se poate. Mersi mult de tot. Mariana, să rud mâna, ești în direct. I-am făcut semnul magic cu tăierea convorbirii pentru că deja intrase într-o zonă în care nu era propusă ca temă de dialog. Mariana, bună ești în direct. Seara. Bună seara. Da. Bună seara. Să rud mâna. Sunt din Cluj și aș avea, nici nu știu, o întrebare sau cum să vă spun. Da. Când domnul Boc a fost premier, s-a propus medicii și care lucrează la stat să nu mai lucreze la privat. Așa este. Și atunci toată România au sărit în sus că nu se poate. Dar majoritatea medicilor care lucrează la stat au privat. Da, așa și după pacient de la stat la privat. Așa este. Dacă s-ar face o anchetă, s-ar vedea treaba asta. Dacă te duci la stat, zice, păi nu vă pot primi, dar puteți veni la mine la cabinet în privat. Păi dacă aș avea de bani de privat, m-aș mai duce la stat, nu? După părerea ta, Mariana, nu doar cazul Lucan, cazurile de medici mari, atenție, Mariana, am luat spre analiză doar 5, 6, 7 cazuri celebre. Dacă te duci în fiecare județ la spitalul județean, în orice județ, ai să găsești cel puțin 1, 2, 3 chiar cazuri de penali, medici care au jepcuit populația din acel județ. În fiecare județ, îmi asum ce spun, cunosc bine, bine, bine sistemul medical. Întrebare, cine e de vină, după părerea ta, că s-a ajuns la asemenea tragedie în sistemul medical românesc?
Acum, în primul rând, eu cred că sunt și salariile, că sunt foarte mici, corect, cum ați spus și dumneavoastră. Corect. Și de vină de la putere parlamentar și cine or fi care pot să ieie niște decizii, da, în ce aparține, niște, da, controle. Cunosc caz, de exemplu, acum nu-i despre... avem un vecin care este medic... La animale, cum să zic, ce merge... Prietena mea, știi ce salariu are o asistentă medicală într-un spital din Germania? Așa, în medie, îți spun eu, vreo 1600-1700 de euro, adică un salariu mic în Germania, mic. Bă, și nu ia, da, un euro șpagă, nu știe ce e aia. Da. Deci sunt, atenție sunt asta cu salariile. Bine, mersi mult pentru telefon, Mariana. Pe Tudor din Pantelimon îl rog mult, dacă vrea, să rămână un pic, știu că ești la telefon, dar trebuie să iau 2-3 minute de publicitate și revenim în București cu tine, bine? Publicitate. Ne-am întors, oameni buni, în direct pentru ultima parte a acestei ediții tristă, necăjită și dincolo de orice speranță este ediția de azi, pentru că se referă la ceva ce nu putem rezolva de 28 de ani. Sistemul medical și faptul că murim sau se moare în România cu zile. Nu știm să rezolvăm. Am avut președinți care s-au bătut cu cărămida în piept că este pentru ei Dumnezeu pe pământ sănătatea. Sănătatea este în colaps. Am avut premieri care au zis, frate, sănătatea. Aiurea în tramvai. Sănătatea din România, cum e? E ca somnul rațiunii, naște monștri. Da, Tudor, ești în direct. Să trăiți, domnul Barbu. Hai noroc. Numele meu e Tudor, stau în Pantelimon. Foarte bine. Pentru că tot încheiați emisiunea, aș vrea să încheiați cu o poezie din Repetabila povară a lui Păunescu. Nu vreau poezii, Tudore, iartă-mă, Tudore, nu vreau poezii. Și mai este încă una, Petre Tuțea, când a zis acel lucru. Am făcut 13 ani de pușcărie pentru un popor de idioți. Cred, da, că aia vrei să spui? Asta. Nu, Tudore, poezii nu vreau. Mersi mult. Să știți că nu vreau. Sistemul de la noi a început. De la o găină, s-a mers la Kent, s-a mers la Nes și după aceea la Lei, la... Și odată ce ai învățat un câine cu cărniță, nu-ți mai mănâncă pâinea. Băi, era să-ți închid telefonul și fă că tu spui lucruri minunate. Da, mă, așa este. Nenorocirea a început cu Kent, a început cu Nes, amigo. Cu găina. A început cu găina și gâsca și ouăle și peștele, da, proaspăt. Da, frate, așa este. Ai dreptate, mă. La noi problema asta, ești singurul care ai spus un adevăr irefutabil, uriaș. A început când eram mici, a început acum 50-60 de ani nenorocirea asta. Când te duceai cu cartușul, când te duceai cu cartușul de țigări și dacă n-aveai bani de Ken, luai chinezești și tot te duceai cu un cartuș de țigări. Bravo, bă, băiete. Asta este evoluție. În toate filmele românești făcute de comuniști, bătrâna, băbuța se ducea cu coșul și ieșea gâsca, ieșea capul gâștei din coșuleț când se ducea la doctor. Unde? La ea în comună era gâsca. Da. La ea în comună. Dacă se ducea la oraș, la județ, ai de capul meu, gâsca aia nu valora un leu. Da, bă, prietene, bravo. Era cât pace să pierd. Da. Tocmai asta v-am spus, că noi suntem de vină și dacă ați vedea situația mult mai complexă privind evoluția acestor sume. Bine, acum, Tudore, stai un pic, Tudore. Să știi că, de exemplu, dacă Astărăstoaie a fost condamnat pentru trucare de licitații, n-are nicio legătură cu gâsca și cu șpaga. Aici vorbim... La modul general. Da, mă, sistemul nu este... Nu se pune punctual. Bă, sistemul e atât de bolnav că pe mine cel puțin mă înfioară. Iar medicii curați, medicii buni, medicii care cu adevărat iubesc pacientul și luptă pentru el, sunt sufocați, Tudor, în mocirul ăsta uriașă numit sistem sanitar din România. Sunt sufocați ăia buni, ăia curați, ăia drepți. Mare adevăr, domnul Barbu. Bine, Tudorica, să-ți dea Dumnezeu sănătate, rămânem în București. Maria, ești în direct, bună seara. Bună seara. Te ascult. Domnule Tudor, singura valoare care trebuie apărată în România este viața. Corect. Vedeți la voastră că din 1990 până în prezent, s-a întâmplat atâtea nenorociri în România și nimeni nu a luat, nu din sistemul medical, dar președintele
SRI-ul, Guvernul României, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale, nimeni nu a luat nicio măsură. De ce? De ce, Maria? Maria? De ce? De ce nu a luat nimeni nicio măsură? De ce? De ce? Da. Eu consider și altceva. Pentru că am aderat. Ori aderarea s-a făcut cu sacrificii umane. Bine, din punctul tău de vedere, există vreo soluție și care e ea dacă există? Ca președintele României, Serviciul Român de Informații, Guvernul României, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale, pentru că sunt aleșii noștri. Ce să facă? Ce trebuie să facă ăștia pe care i-ai înșirat tu? Ce să facă? Să ia măsuri. Ah, bine mă, bravo, să ia măsuri. Ok, bravo. Mersi mult, Maria. Mersi mult. Mergem la Cluj. Bună seara. Bună seara. Te ascult. Sunt Irina din Cluj. Să rămână. Și v-am urmărit cu atenție emisiunea. De altfel vă urmăresc întotdeauna. Mulțumesc. Și vreau să vă dau răspuns la întrebare. De vină este Parlamentul României, care nu ia măsurile care trebuie, la fel. Bravo. Și guvernul, la fel, și premierul României. Auzi, Irina, dacă tu ai fi Parlamentul României, noi am avea Parlamentul format dintr-un singur om și ai fi tu. Adică ce spui tu e lege. Da? Ce ai face ca Parlament? Tu ești Parlamentul României, Irina de la Cluj. Da. Ce ai face? Vreau să vă spun un exemplu din Croația. S-a rezolvat într-un an, în 94. Nu mi-ai răspuns la întrebare, fată dragă. Te-am întrebat dacă tu ești Parlamentul. Tu ești Parlamentul, Irina din Cluj. Da, eu sunt Parlamentul. Ce ai face ca dosarul Lucan, dosarul Burnei, dosarul Asărăstoaiei, aceste nume uriașe să nu mai existe? Am înțeles întrebarea. Vreau să vă spun că aș lua măsura ca și pacientul care n-are cu 5.000 de euro să facă 5 ani de închisoare. La fel și medicul care ia și prins, deci așa cum a spus și dumneavoastră, că ați merge și ați arătat și l-ați băgat la închisoare, aș vrea să vă spun aceeași pedeapsă. Și atunci în Croația s-a rezolvat asta. Păi să știi că și la noi, fată dragă, și la noi la fel. Dacă te duci cu șpagă la medic și te prinde parchetul, te prinde procurorul că i-ai dat șpagă și tu ca dădător, se cheamă dare și luare de mită. Este prevăzută fapta, ambele fapte sunt prevăzute în codul penal și la noi. Nu-ți imagina... Sigur că da. Păi nu-ți imagina că n-avem legi. Avem legi la fel ca aia din Croația, dă-o dracu, Doamne, iartă-mă. Iar darea de mită la noi, cred că este cel puțin ca în Croația pedepsită, dacă nu mai rău. Este, dar nu se fac destule controle. Sunt trecută eu prin spitale de chirurgie. Ai văzut că numai... Și așa cum v-aș spus și alți antivorbitori, banii trebuie să-i dai înainte de operație. Ai văzut dacă că te-ai schimbat. Deci nu ești operat nici mâine, nici poi mâine, până nu dai banii. Când dai banii, intri la sala de operație. Am înțeles, ai văzut că te-ai schimbat în 30 de secunde, nu mai e Parlamentul de vină, sunt de vină. Sigur că da, dar măsura nu eu. Am înțeles. Măsurile trebuie luate de acolo și dacă se vrea, se face, dar la noi nu se vrea. Ești din Cluj? Da. Ce părere ai despre doctorul Lucan? Ce părere am? Eu știam din auzite de foarte mulți ani, de 15-20 de ani, că el a fost la spitalul de stat și același lucru se întâmpla și acolo. Numai că acolo taxa era mai mică. Deci lucrurile nu au început de când cu spitalul lui particular. Lucrul a început de când e aici la Cluj. Deci taxa era mai mică. Aceeași problemă e peste tot. Mersi mult de tot. Mergem mai departe. Bună seara. Dorina, ești în direct la Rădăuți. Da, bună seara. Ia zi. Domnul Barbu, da. Vreau să vă întreb ceva. Adică poate în altă emisiune de-a dumneavoastră o să puneți și o problemă la... Dacă schimbi universitar, subiectul, da, dacă schimbi subiectul, la lector universitar, de exemplu. Nu s-aude. Dacă schimbi subiectul, îți opresc convorbirea. Vorbim pe tema pe care am propus-o eu. Da. Te ascult. De exemplu, fata mea este lector universitar matematic și are salariu foarte mic în comparație... Mersi mult de tot. N-ai cum să vorbești despre fata ta când eu îți vorbesc despre ce se întâmplă în medicina românească. Elena, să rămână la Radeș în direct. Bună ziua! Urmăresc emisiunea dumneavoastră de destul de mult timp. Mă onorează. Țin să vă spun că acești mari și imenși medici nu că trebuie ajutați, sau cum să spun, să ia bani.
ar trebui pedepsiți, dar nu așa să se târiască cu ei pe jos. Pentru că avem nevoie de ei și alții nu avem. Am înțeles. Am înțeles. Încă un lucru, dacă aș putea un singur jumătate de minut să vă spun, într-adevăr e dureros, pentru că acum 9 ani am fost în Iași, pe un bărbat l-a operat și după operație i-a spus doctorul, mai trebuia făcut asta, 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 și soția a zis, dar de ce nu i-ați făcut? Păi zice, i-am făcut de câți bani mi-au dat. Într-adevăr, sunt și medici foarte, foarte răi, sau nu știu cum, că mi-e frică să spun urât despre ei, dar zic, acești medici uriași la care ne uităm ca la zei, vreau să trebuie spun ceva, totuși auzi, altfel tratat cu ei, nu așa. Trebuie... Vreau să spun ceva. Da, spune. Eu te întreb, eu spun ceva și te întreb dacă am sau n-am dreptate. Eu fac afirmația următoare. Suntem un popor bolnav la cap, de vreme ce ieșim în stradă, la guvern sau unde ieșim noi în stradă și țipăm de ni se umflă venele că vrem o țară ca afară. Păi, fată dragă, crezi că afară, în vreo țară europeană, există replica, bă, te-am tratat de câți bani mi-ai dat? Există, după părerea ta, vreo țară? Și dacă nu da, există. Care? Nu există, nu există. Și atunci cum, dracu, Doamne iartă-mă, ne permitem ca neam să cerem o țară ca afară când noi suntem bolnavi, noi, aici, în interior? N-avem ce face, pentru că vă spun ceva, ai votat, dar n-ai pe cine și de câte ori votezi, aceiași iese care vor ei. De ce, Doamne iartă-mă, mai mergem la vot dacă știm că n-avem pe cine? De ce ne mai cheltuim banii naționali cu alegeri? De ce nu-i lăsăm dracu pe ăștia să conducă România 200 de ani? Ce ar trebui să facem? Cred că n-avem un organizator. N-ai înțeles ce te întreb. De ce facem alegeri dacă de 28 de ani, indiferent pe cine am ales, e aceeași varză cu carne și aceeași tragedie? De ce cheltuim banii? Spuneți adevărul, dar nu știm, probabil nu ne descurcăm. Am înțeles, bravo, bun răspuns. Hai că mergem bine, suntem un neam care mergem pe drumul cel bun. Nu știu cum să vă spun, poate ne trebuie cineva să ne pornească sau nu știu ce să spun. Păi da, ne-ar trebui cineva să ne pornească, dar ar trebui să-l cumpărăm de afară. Auzi, eu vreau să te întreb ceva. Da, spune-te. Dar cei care l-au votat pe Iohannis, de ce nu sună să spună, bă, nenorocitule, mie? Băi, nenorocitule, președintele meu pe care l-am votat a pus sănătatea și a pus învățământul ca priorități pentru el în mandat. De ce nu mă sună iohaniștii? De ce nu mă sună ăia lui Ponta? Băi, Jigodie, adică eu. Băi, noi l-am votat pe Ponta, dacă ăla era președinte, salva dracu, Doamne iartă-mă, sănătatea din România. Salva pe dracu și el, ce să salveze. Bine, fată, mersi mult de tot. Mergem mai departe, în Ploiești, bună seara. Bună seara. Ia zi, în Republica Prahova, cum se vede? Republica Prahova se vede în felul următor. Părerea mea este că, în primul rând, doctorul Lucan nu a făcut de unul singur. Cei care trebuiau să-l vadă, de ce nu l-au văzut? Bravo! Întrebare, fii atent! De-aia nu-l suport eu. Cum îl cheamă, mă, pe ăsta? Emanuel Ungureanu, domnul deputat USR Emanuel Ungureanu. Din punctul meu de vedere, domnul Ungureanu, da, ar trebui luat ca tăinuitor, eu dacă, da, aș fi în locul doamnei Luluța Chioveși, pardon, da, Codruța Chioveși, eu l-aș lua pe ăsta, nu poate să-l ia, m-am uitat, care are, cum o cheamă, are imunitate. Are, da, imunitate, bă, săracu, de-aia, acum am înțeles, de-aia l-a dat în gât pe Lucan acum, că acum nu-l poate lua Luluța ca fiind tăinuitor, nu-l poate, da, lua DNA-ul. Eu dacă aș fi, dacă aș avea putere, l-aș lua pe ăsta ca tăinuitor. L-aș biciui, adică prin întrebări. De ce ai tăcut, mă, atâția ani dacă știai ce tragedie face Lucan la Cluj? L-aș întreba și, eu pe domnul deputat. Și nu numai el. Bine, iartă-mă că te-am întrebat. Zi care-i părerea ta despre subiectul de azi. Sunt și alții. Eu, din păcate am fost operat la Cluj, la Rinichi. Așa. Dar nu la dânsul. Așa. Și în momentul când merg la control și merg la... alte instituții unde merg și fac controlul, CT-ul și alte investigații, mă întâlnesc cu oameni din Cluj și fiecare își spune păsul. Unul spune unde a fost operat, eu spun că am fost operat la Rinichi. Și mă întreabă, ai fost cumva operat la Lucan? Eu zic că nu. Bine că nu te-ai dus la banditul ăla. Așa îi zic unii clujeni lui Lucan. Deci să știe lucrul ăsta mai de mult. Bine.
cine e principalul vinovat de colapsul ăsta absolut perfect, perfect în care se duce ușor, ușor, dar sigur, sistemul sanitar din România? În primul rând noi, noi cei care votăm, fiindcă sunt mulți dintre noi care merg la vot cu ochii închiși. Bravo, Tăicuță, bravo, bravo, bă, băiete. În sfârșit, începem ușor, ușor să realizăm cam cine a adus țara în halul în care e. Noi cei de jos, în momentul când mergi și de multe ori, chiar dacă încerci să-i explici unui cunoscut, unui prieten, o chestie care se vede într-adevăr, o realitate, el nu crede, el zice nu e adevărat așa ceva. Bine, tot, ăla e bun. Ultima întrebare ca să merg mai departe, da. E din punctul tău de vedere există vreun remediu? Deocamdată greu, dacă e să ne revenim foarte, foarte greu, fiindcă răul deja este făcut. Noi suntem deja pe pantă. Bravo, pe pantă mersi. În coborâre. Mersi mult de tot. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Salut, Marine. Marine, 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 în Oltești, în direct. Alo. Da, bună seara. Alo. Da, Marin, bună seara. Bună seara, băie, domnul Sujar Barbu. Ești în direct. În legătură cu emisiunea dumneavoastră. Da. Problema se pune în felul următor. Te rog. La nivel de țară, ca vinovat așa, am fi noi principalii locuitori acestei țări. Mă, dar sistemul, că... auzi, băi, Marine, ia stai-mă un pic acum, om fi noi vinovați ca popor, ca neam. Mă, dar sistemul, dar SRI-ul, dar Ministerul de Interne, dar Procuratura, dar judecătorii, dar ăștia nu sunt vinovați, dar trebuie să vadă cu ochi. Dar tu crezi că ei nu știu? Tu crezi că instituțiile care aplică legea în țara asta nu știu ce se întâmplă, mă, prietene? Știți ceva? Știu tot. Problema așa... este că noi am votat ca timp democrație, ori atâta timp cât președintele țării n-are nicio putere de decizie la nivel de organe instituționale. Bun. Pentru că așa a cerut Constituția, separarea puterii în stat, da. Nu se poate face nimic în această țară. Așa, crezi că dacă președintele era ca în America și avea toată puterea în mâna lui... Îl durea pe președinte de spitalul județean din Slatina, de la tine? Eu cred că da, pentru că am 7 operații făcute, dintre care 3 pe timpul lui raportatul Ceaușescu, 4 după, pe norocul meu am apucat pe mâini bune de medici și mulțumesc lui Dumnezeu și încă sunt în viață cu toate necazurile care am trecut. Dar... Dar zic vreodată că nu mai sunt medici. Sunt destui medici buni să se ia măsuri cu cei care se dovedesc că au făcut aceste fapte și oglinda lor este banii. De unde îi are atâția bani? Cum e și cu bagă cartonele. Care au milioane. Mersi, mersi frumos. Cătăline, salut, ești în direct. Bună seara, bună seara, domnul Tudor. Bună seara. Ați pus o întrebare, cine este de vină? Corect. Atât noi ca pacienți, cât și noi ca medici. Prin sistemul educațional pe care, sau prin care am trecut de-a lungul timpului. Iartă-mă că te întreb, ești medic? Nu. Am înțeles. Mă speriasem că ai zis noi ca medici și am crezut că ești medic. Continuă. Nu. Eu mă pun în postura și a medicilor. Dacă există un sistem educațional corespunzător care să ne învețe pe noi de mici, din clasele primare, da. Ceea ce înseamnă să fii cinstit, să fii bun, să te pregătești și să urmezi o activitate pe care ți-o dorești din suflet, nu că zice tata, mama, prin prisma unor anumite interese, da? Da. Atunci se ajunge departe. Eu vreau să spun ce... Ascultă-mă un pic, ascultă-mă un pic, da. Vreau să spun ceva. Am făcut un calcul, nu în cazul Lucan, ferească Dumnezeu, în cazul unui medic bun, unui chirurg bun. Am făcut calculul și mă pricep așa cât de cât, credeți-mă că mă pricep, am făcut calculul cam câte intervenții poate avea un medic bun, un chirurg bun, lunar. Adică de câte ori intră în bloc operator, taie, coase și îl face pe la bine, pe pacient. Și mi-a ieșit așa o medie de 10-15 operații, da, să zicem, de alea grele, de câte 6-7 ore, bucata, 8 ore. Hai să punem pe rotund 20 pe lună, da, una pe zi. Băi, bă, dacă și ia 2-3 milioane, adică sub 100 de euro, la fiecare pacient, ori 20 de operații, plus salariul lui, bă, câștigă ca Dumnezeu.
Nu trebuie să ia 4.000, 5.000 de euro și pagă la o operație, că îl nenorocește pe ăla. Ai înțeles? Domnul, da, domnul Tudor, da. Dați-mi voie să vă, o chestiune, sunt din Pitești, nu din Ploiești. Iartă-mă, din Pitești, scrie Teddy, din Pitești, iartă-mă. Haideți să vă spun altă chestiune pe care mi-a relatat-o o prietenă, colegă de liceu. Doctoriță în Austria, a spus așa, Cătăline, medici sunt tâmpiți în România, pentru că cer, pentru că românul oricum dă de la el ceva. Am înțeles. De altă parte, că ați adus aminte de un mare profesor. Știți ce a spus în 89, când au absolvit o promoție de studenți medicina? A spus așa, dragi colegi, niciodată să nu condiționați actul medical. Da. Dar nici să refuzați dacă... Bine, ca să terminăm frumos telefonul ăsta, care așa pare un pic beletristic, un pic prea literar. După părerea ta, să devenim mai pragmatici, cine este principalul vinovat că s-a ajuns aici? V-am spus, sistemul educațional. Mersi mult de tot. Asta e grav. Dacă aici stăm în sistemul educațional, și eu cred că în mare parte e corect ce spune omul ăsta, suntem varză cu carne, pentru că educația unui popor nu se face de pe o zi pe alta. Iar sistemul educațional din România este aproape la fel de în colaps ca și sistemul sanitar. Deci suntem condamnați. Dacă are dreptate omul ăsta, și în mare parte are dreptate. Mergem la Galați sau unde? Mihai, salut, ești în direct la Galați. Numai bine, domnul Barbu, și la mulți ani. La mulți ani, Mihai. Doamne, după mine, toată tevatura asta este, cum să vă explic eu, instituțiile astea statului sunt de vină, procuratură, SRI, poliție, tot este de vină. De pentru ce? De că ce? Mihai, de ce? Își iau banii de pomană, doi. Pentru că își iau banii de pomană, nu-și fac treaba lor care trebuie să-și o facă. Foarte tare. De ce? Păi de ce? Că nu-și o fac. Asta e toată problema. Dacă deci, s-ar face treaba... Așa. Mai ales cum spune că SRI-ul nostru e cel mai tare din lumea asta. Cel mai puternic. Am avut acești capi puternici la SRI. Așa. Așa? Văd că nu prea-și fac treaba, fac alte prostii, umblă după bani, umblă să-și facă ei averi, să-și facă alte treburi, nu știu ce fel mai e seriul ăsta, numai pentru foarte tare, banii lor, buzunarul lor, cam foarte așa tare, ceva. Foarte tare, Mihai, foarte tare telefonul din Galați. Și eu. Cam asta este. Și eu cred că și tine. Dacă s-ar face treaba perfect, care trebuie să-și o facă, că oricum iau oameni și în spital, iau oameni și în asta... Că să fiți sigur, știi, majoritatea știe toată lumea. Mersi frumos. Ăla lucrează cu SRI-ul, ăla mersi lucrează mult, mersi mult, Mihai. În mare parte are dreptate omul. Serviciul Român de Informații, oamenii lui Eddie Helbig sunt într-adevăr, așa e natura serviciului, fișa postului, sunt în toate sistemele, inclusiv în cel sanitar. Eu sunt convins că SRI-ul știe perfect ce se întâmplă. Sunt convins că internele știu. Sunt convins că toată lumea știe. Numai că trăim într-o metastază. Într-o metastază care a cuprins tot organismul numit România, din păcate. Și pe urmă ieșim cu tupeu și cu nesimțire și țipăm pe stradă, vrem o țară ca afară. Pă bune? Chiar vreți o țară ca afară? Wow! Bine, ultimul telefon în Italia, bună seara! Nu mai e în Italia, s-a pierdut legătura telefonică. Dă-l pe altcineva, dă pe vreunul de acasă, da cilea. Păi cum? Hața e ridicat? L-ai băgat în hibrid? Hibridul e aparatul ăla care ne permite să vorbim în direct cu oamenii. Avem telefon? Păi dacă nu avem telefon, închidem emisiunea. Deci nu s-au blocat telefoanele. Salut, Sorine, ești în direct. Domnul Barbu. Da. Să intru direct. Eu sunt bolnav, văz la pat. Înainte de operație mi s-a cerut 70 de milioane pentru a fi operat să mi se pună o proteză la coloană. După operație am rămas cu dureri fantastice și tot la pat. Nu știu dacă știți ce înseamnă durerile fantastice. Ferească Dumnezeu și măicuța Domnului. Deci e de vină cei 7 ani de acasă care iau medicii. Nu toți, nu toți. Atenție, nu majoritatea toți. Dintre ei. De exemplu, un medic de la neurochirurgie din
Târgu Mureș câștigă într-o oră cam 5, în jur de 5.000 de euro. Mamă. Cât mai avem, Teddy? Nu mai am, îmi pare rău, 30 de secunde. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, în primul rând, ție să-ți dea Dumnezeu sănătate și tuturor celor care sunt la pat, care sunt bolnavi. Rămâneți oameni buni cu Buzăianu și Zamfir, s-au întors din mini-vacanță, bună România revine. Noi, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne vom reîntâlni mâine la ora 17. Toate cele bune! Ești ofițer de poliție. Nu este doar un loc de muncă, e chiar propria ta identitate. Când trebuie să recunoști și să spui, nu mai aud, este groaznic. Auzul este...